Salutare tuturor! Astăzi vă voi face un review la boxa JBL Party Box 710 de 800 de vase RMS. Să-i dăm drumul. Acesta este sunetul de pornire. Are și un joc de lumini foarte interesant. Aici o să avem controlare pentru karaoke, niște moduri de sunet foarte interesante, butonul de reglaj volum, play stop, de aici puteți să porniți, să opriți luminile sau din acesta dacă rotiți setați alt mod de lumini. Și arată și în lateral. Puteți să o puneți și culcată pe aceste două picioare. Pe spate avem acest radiator pasiv. Iar aici sus avem intrare de microfon. Iar aici ori de microfon, ori de chitară. Sus aici puteți să băgați un stick cu muzică sau să vă încărcați telefonul în timp ce puneți muzică. Aici este un auxiliar. Dacă aveți două boxe la fel, puteți apăsa pe acest buton și să le conectați pe amândouă în același timp. Astea sunt două reglaje pentru chitară, pentru microfon. Aici pentru chitară și microfon. Aici este auxiliar de intrare de la altă boxă și aici de ieșire pentru o altă boxă, să reglementați mai multe între ele. Boxa nu are baterie, se alimentează direct de la priză. Uitați aici jos. Are și roți pentru o manevră, pentru a putea manevra mai ușor. Boxa are și o aplicație, o să vă arăt imediat. Aici avem butonul de bass boost, două moduri de bass boost. Vedeți că s-a pus mai tare. S-a oprit. Boxa se aude foarte bine și fără bass boost și cu bass boost. Cu bass boost tremură pereții. Foarte imediat și aplicația. Aici avem mai multe jocuri de lumini. Rock, flow, cross. Uitați să se schimbe și boxa. Aici putem să pornim, să oprim luminile. Aici este bass boost-ul, acum este pornit. Două moduri de bass boost. Control, controlul muzicii. DJ sound. Astea sunt niște moduri. Aici puteți să vă jucați cu luminile. Uitați, fac anumite feluri. Foarte interesant. O să vă arăt acum și un sound test imediat. Foarte, o chestie foarte interesantă, cât dați de volum va apare aici.
La jumate. Este o boxă foarte puternică. Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa.